O petrecere pe cinste pentru pensionarii severineni a avut loc ieri seară. Zeci de oameni trecuți de prima tinerețe, însă cu mult chef de distracție, s-au întâlnit la petrecerea organizată special pentru ei de către autoritățile locale. Zeci de pensionari, membrii ai Clubului Pensionarilor din Drobeta, Turnu Severin, au participat ieri seară în avans la petrecerea organizată în cinstea lor, cu ocazia Zilei Persoanelor Vârstnice. Eveniment alături de persoanele vârstnice a fost și primarul Marius Creciu. Acesta este foarte implicat când vine vorba de bunăstarea cetățenilor pe care îi reprezintă, așadar mereu încearcă să le aducă zâmbetul pe buze când are ocazia. Fie că vorbim despre astfel de acțiuni sau de dezvoltarea orașului pentru a oferi condiții cât mai bune de trai. Eu, vârstnicilor, oamenii o sărbătoresc mai devreme, mă bucur să fiu aici, am oferit câte o floare doamnelor. Sunt oameni care au construit o țară, sunt oameni care ne lasă moștenire o țară, oameni deosebiți, au muncit mult la viața lor. Am vrut să le fiu aproape astă seară, să ne distrăm, să ne simțim bine. Le urez din suflet tuturor vârstnicilor un călduros la mulți ani. De asemenea, la organizarea evenimentului a luat parte și Ecaterina Motorca, președintele organizației OPS de Mehedinți, aceasta de ani de zile implicându-se în toate activitățile destinate persoanelor vârstnice. La una de 1 octombrie, noi am sărbătorit organizația de pensionare OPS de Drobeta Turnu Severin. Noi o sărbătorim și vrem să fie ceva mai deosebită. Mulțumim și domnului primar care ne-a vizitat, ne-a dus trandafir la toate fetele. Noi am sărbătorit organizația de pensionare OPS de Drobeta Turnu Severin. Noi o sărbătorim și vrem să fie ceva mai deosebită. Mulțumim și domnului primar care ne-a vizitat, ne-a dus trandafir la toate fetele. Catena, farmacia Catena, au venit și ne-a dat și un mic cadou și ne-a promis multe ca să colaboreze cu noi. Noi suntem mulțumiți de colaborare cu toți pensionarii mei, pe care îi iubesc și îi îndrăgesc foarte mult. Invitații au fost așteptați cu o masă delicioasă, dar și cu muzică, joc și voie bună. Veteranii din oraș și oamenii care s-au implicat în viața comunității au fost răsplătiți cu diplome de merit și un mic cadou. De asemenea, doamnele au primit și un trandafir în semn de respect și admirație din partea autorităților locale. Cum vă simțiți în această seară? Mă bucur extraordinar că organizația pensionarilor PSD a organizat această reuniune cu noi seniorii, deși iată că sunt și participanți mai tineri. Eu una mă consider foarte tânără, este și joia tineretului. Toate felicitările, toată stima pentru primăria și special domnului primar Marius Creciu și doamnei Cati de la organizația pensionarilor PSD. Minunat, minunat. Noi pensionarii la astfel de petreceri decât ne simțim bine, bine și de fiecare dată o să încercăm să fim din ce în ce mai tinerei. Să înțeleg că după ani de muncă această petrecere e binevenită. Da, da, și nu numai asta. Toate petrecerile sunt frumoase. Noi dorim. Poate cu asta rămâne, cu amintirile. Cei prezenți la eveniment au fost foarte încântați că după anii de pandemie au avut din nou ocazia să se reîntâlnească și să petreacă o seară de neuitat. Foarte bine, este frumos, restaurantul este ok și dorim să fie distracție ca până acum de fiecare dată la fiecare eveniment de acesta. Apreciați inițiativa domnului primar de a organiza această petrecere? Da, da, este foarte frumos și da, apreciem. Este foarte super, super, foarte frumos, uite, e și decorul, e și ambientul. Să înțelegem că decorul, mâncarea bună și muzica bună fac petrecerea perfectă în această seară. Da, da, foarte frumos, mulțumesc!
mulțumim dumneavoastră, mulțumim organizatorilor. Dar de obicei noi ne distrăm. V-ați dori ca și în viitor să aveți parte de astfel de petreceri? Da, păi cât o mai avea de-o trăi? De asemenea, sunt și persoane ce s-au aflat pentru prima dată la petrecerea pensionarilor. Aceștia au rămas plăcut surprinși de modul de organizare. Foarte bine, pentru prima dată când vin, acum am ieșit la pensie și mă bucur mult de tot că am... V-ați bucura ca și pe viitor să fie această petrecere? Normal că da, e frumos, măcar acum să petrecem cât se poate. Minunată și așteptam de mult să vină. Mulți oameni știu să petreacă. Organizatorii promit că și în anii viitori se vor întâlni cu bunicii din oraș, cărora le doresc ani mulți și sănătate.